Era un loc de taină plin, un loc ales de vindecare pentru bolnavi, de orice chin. Era o veche scăldătoare. Un loc în care zeci de inși stăteau pe paturi în pridvoare, căci toți erau de boli atinși, la mâini, la ochi sau la picioare. Și toți stăteau cu dor aprins ca îngerul din nou să vină, din universul necuprins, din veșnicia de lumină, să intre în apă rând pe rând, bolnavii pentru vindecare, căci îngerul, din când în când, punea bazinul în mișcare. Iar apa, când se tulbura de-a lui prezență colosală, acel din tâi care intra, se vindeca de orice boală. Așa, de fiecare dată pleca acasă câte un ins, scăpând de boala lui ciudată ce l-a ținut pe pat întins. Dar și aici, răutate. Bolnavul care-i însoțit de lui avea întâietate, chiar dacă în urmă a venit, a cei mai tari dădeau năvală. Iar cei lipsiți de ajutoare stăteau pe pat, striviți de boală, ce i-a păsa atât de tare. Căci fiecare ar vrea acasă să plece cu al lui salvat. De altul, prea puțin îi pasă. Al meu să fie vindecat. Acestea simțurile firii, izvor din duhul celui rău. O, unde-i flacăra iubirii? Să spună tu întâi, nu eu. Iubirea și la scăldătoare lipsea și flăcări și scântei. De aceea, plin de îndurare, Iisus apare între ei. Iisus era străinul și tot privea cu ochi duioși. Ei nu știau că El ridică chinul bolnavilor neputincioși. Hristos se oprește lângă patul acelui fără ajutor, în care sta culcat bărbatul din mijlocul bolnavilor. Un slăbănou fără putere, pe care boala l-a strivit, privea la Domnul în tăcere, neștiind că ceasul i-a sosit să-i fie boala depărtată, să plece acasă vindecat. Căci prea i-a fost viața toată, un chin și un zbucium necurmat, să nu mai stea în disperare, să nu mai fie chinuit. Hristos îi pune o întrebare, n-ai vrea să fii tămăduit? N-ai vrea să ți se facă bine? Să pleci de aici din pridvor? O, Doamne, uite, n-are cine să-mi dea și mie ajutor. Când îngerul ceresc se arată, trimis de veșnicul părinte, aș vrea și eu, dar niciodată nu pot, că ce alții merg înainte. Și uite așa, de atâta vreme, de atâția ani în așteptare, că nu e nimeni să mă cheme, să merg și eu în scăldătoare. Zadarnic i-aș chema pe nume să vină să mă ajute ei. Eu n-am pe nimeni pe lume, sunt părăsit de toți ai mei, sunt singur, eu pe nimeni n-am, striga într-una disperatul. Hristos, dumnezeiesc balsam, i-a zis, atunci ridică-ți patul. Și îndată omul a sărit din patul lui drept în picioare, căci Domnul l-a tămăduit acolo lângă scăldătoare. Hristos, dumnezeiescul grai, el caută oile pierdute. Atunci când tu pe nimeni n-ai, atunci îl vrea să te ajute. Chiar dacă ești cel mai din urmă și stai pe scaunul de mai jos, Hristos îl căută prin turmă pe robul cel mai credincios, căci mulți erau la scăldătoare. Dar numai unul a crezut în Dumnezeu, în vindecare. Iisus pe acesta l-a văzut, căci mulți și prin biserici dau ocol. Dar câți doresc să fie sfinți? Să-și umple sufletul cel gol cu a lui cerești făgăduinți, iar de tereze pe grumazul și brațul celui ce te-a dus, să nu aștepți să-ți ia necazul și boala ta, Hristos Iisus. Nu poți cu banii, cu averea, nu poți, oricât ai vrea să dai, nu poți să dobândești puterea, nici dreptul să ajungi în rai. Hristos dorește prin credință să vii la El așa cum ești, căci Duhul Sfânt prin pocăință și vindecarea o primești. Aceasta e calea salvatoare, acesta e drumul lui Iisus. Așa avea vei vindecare, așa sfârși vei calea sus, așa să faci, ridică-ți patul, chiar dacă farisei zic să stai pe loc, că strii sabatul, nu-ți fie frică de nimic, Hristos te-a vindecat, vorbește și spune tuturor să știe, căci El și azi tămăduiește. Fii plin de bucurie, frate! Căci uite, Domnul în pridvor ți-a șters mulțimea de păcate, să poți zbura și tu spre nor. Când frații noștri din morminte se vor trezi la glasul sfânt, atunci, în haine albe,
sfinte, plecava Iisus de pe pământ, atunci lăsava scăldătoarea și patul care te-a ținut, când plină fiva toată zarea cu sfinții care au crezut, când îngerii cu mii de cete, din case, din mormânt, din mări, spre slava slăvilor secrete, zburavor peste nori și zări. Ah, ce măreață fiva clipa! Când vom pleca cu toți în zbor, când porumbelul cu aripa ne-a înălțat în sus, spre nor, ce sfântă fi va întâlnirea, acolo în mărire, sus, în ziua când va fi răpirea, când va veni Hristos Iisus, când coruri multe și fanfare, când milioane mii de mii veni vor ca să-i dea onoare la cel ce-i sfânt din veșnicii. Când va suna în cer chemarea, veniți la nunta mielului, când va începe sărbătoarea cu toți aleșii Domnului. Găsim oare noi cuvinte să spunem celor păcătoși? Ce strălucire, ce veșminte purta vor frații credincioși! Găsim oare comparații în flori, în stele sau în lut să oglindească acele spații pe care slava le-a umplut, pe care Domnul din iubire i-a pregătit cerescul plai de săvârșita strălucire și gloria de sus, din rai. Dar până atunci, veniți la luptă, să facem tot ce El ne-a spus, căci fericirea neîntreruptă, fiți siguri, ne-o va da Iisus. Amin.